Bună ziua, bine v-am găsit, suntem pe data de 5 mai și această zi este una simbolică pentru mine, datorită că în 2017, pe data de 5 mai, domnul Eduard Rotaru a venit la mine cu o ladă cu o familie mare cu albine și mi-a oferit-o cu ladă cu tot la acea vreme, în urma pierderii întregii stupini. Deci, în fiecare dată pe 5 mai îi țin să mulțumesc acestui om. Normal, nu o să-l uit niciodată. Și în stupină, chiar dacă e o zi de sărbătoare, eu sunt așa un om care nu poate să consume un alcool, nu poate să mănânce o grăsime, nu, deci sunt un om mai simplist, să zic, datorită afecțiunilor de sănătate. Așa că prefer să-mi petrec timpul în stupină. Așa, mai ales că e o zi faină și ce am făcut, am transvazat, am mutat din nou larve, de data aceasta am schimbat un pic strategia, am stat și m-am gândit ca să nu mai izolez eu măcile, cum fac, am făcut această ramă, am îmbrăcat-o în două grile Hahnemann, o ramă fixă și una mobilă, între care am mutat niște ladă. Nu o să le scot, că acum le-am băgat, dar mâine dimineață voi verifica acceptarea acestor colonii. Aici am 4 rame cu miere, asta putem să verificăm. Rame cu mâncare, cu miere. Ieri am făcut și 10 roi. Am mai scos și din el ceva puiet, că era prea mare, oricum o să fie desfințat după seria asta, adică desfințat. O să scot matca și o să o duc, fac un roișor cu el și aici o să-i las două boci. Una în partea dreaptă, una în partea stângă și astfel se vor împerechea două regine tinere, iar regina de aici va fi mutată în altă parte. Acum o să îl închid frumos. Și mâine dimineață voi vedea dacă reușesc să vedem ce ia în creștere, fiindcă am schimbat cu totul metoda. N-am mai ținut 24 de ore bocile artificiale, le-am confecționat azi și odată ce le-am confecționat, le-am și introdus larve în acele boci și acum nu rămâne decât să aștept să văd rezultatul mâine dimineață. Bun, cam asta este la acest crescător. Asta este un crescător, așa. Iată, astfel de rame, dar am pus un Hahnemann aici și una mobilă. Am introdus linii liculare și am pus Hahnemannul deasupra, fiindcă această ramă se poate ușor îmbrăca în Hahnemann. Așa, aici am terminat și să mergem frumos și la următorul. Acolo am dat ieri
două foițe la crescut aici. Așa. Și aici am dat rama crescătoare. Măcile sunt, de data asta, sunt în cuib. Ambele regine sunt în cuib aici. Le-am dat drumul și dincolo de Hahnemann, de grila ursul, le-am făcut, să zic așa, un fel de cat, să aibă unde să-și aducă mierea. Bun, acum eu aș vrea să verific un pic acolo în cuib, în cuibul ăsta din cat. Am dat eu aici două rame la crescut. Aseară le-am dat când am format roii. Când am format roii, am mutat, am pus aceste două foițe, dacă s-a apucat de ele. O parte a crescut-o și aici s-a apucat de ea. O să o crească, fiindcă are multă, multă mâncare. Pe cealaltă, numai pe o parte s-a apucat de ea. Dar este loc suficient. Da, e bine. E bine, are albina de lucru. Bun, cam atâta în acest film scurt. Am schimbat un pic metoda de transvasat. Reginele vor fi tot B24X. Astea sunt înmulțite anul acesta. Și în funcție de acceptare și cantitatea de albină care se regăsește prin stup, voi lua următoarea decizie de a muta larve, dar voi schimba crescătorii, o să-i pun în alt stup, cu toate că s-ar putea crește în continuare, dar în locul lor vor veni doi roi. Deci se vor forma doi roi, chiar trei, depinde de situație, cu botcă frumos și va fi totul în regulă, va fi o treabă faină, mai ales dacă se vor țin perechea acele regina, va fi o treabă faină. Bun, deci cam atât. De menționat este că mâine dimineață vom vedea ce treabă am făcut eu de data asta, așa că vă aștept și mâine. Până data viitoare, numai bine!